această dimineață, polițiștii direcției arme explozive și substanțe periculoase, sub supravegherea procurorului din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria sector 2 București, efectuează 103 percheziții domiciliare în municipiul București și în alte 36 de județe, într-un dosar de nerespectare a regimului armelor și al muniților, precum și contrabandă calificată. Acțiunea vizează creșterea gradului de siguranță și scoaterea din circuitul ilegal a unor arme de foc scurte și lungi care ar fi fost introduse pe teritoriul României prin intermediul unor firme de curierat rapid. Activitatea infracțională s-ar fi desfășurat prin deplasarea de comenzi către magazinul online, iar din depozitul situat pe teritoriul Ungariei ar fi fost livrate armele și munițiile către cumpărătorii români, prin intermediul firmelor de curierat, care introduc bunurile în țară fără a declara acest fapt autorităților vamale și fără a îndeplini condițiile solicitate de legislația națională în acest domeniu. După introducerea pe teritoriul României a armelor și a munițiilor, livrarea către cumpărătorul final s-ar fi realizat prin interpunerea altor firme de curierat rapid. În activități sunt agrenați peste 300 de polițiști specializați în cercetarea infracțiunilor la regimul armelor și al munițiilor din cadrul structurilor arme, exploziv și substanțe periculoase, precum și criminaliști și luptători de intervenție și acțiuni speciale. Activitățile se desfășoară în 36 de județe din țară, printre care și în Mehedinți.